În acest carosel nu o să supraviețuiești. Acest carosel oferă o cursă mortală de 3 minute. În prima etapă a călătoriei urci o pantă lungă, ce include o urcare cu o înălțime de peste 500 de metri. Odată ajuns în vârf, călătorul va lua decizia finală. Își continue viața sau apasă pe butonul cădere și își pune capăt zilelor. După apăsarea butonului, începe abrupta coborâre și trecerea cu o viteză de circa 350 de km la oră prin cele 7 bucle. Datorită rotirilor puternice și forței centrifuge, creierul rămâne fără oxigen și încetează să mai funcționeze. Acest fenomen este denumit hipoxie cerebrală. Caroselul eutanasierii este creat într-un scop uman, acela de a lua viața unui om cu eleganță și eforie.